În perioada următoare, adică zilele următoare, vom demara o acțiune ca și în anul 2016, prin care vom cere autorităților publice locale toate autorizațiile pe care le-au pus pe spațiu public pentru aceste afișe electorale, ca să spunem așa, din campania, din preelectoral, dar începând cu data de 12 octombrie, acestea nu trebuie să mai fie în spațiul public. În ceea ce privește tabletele acelea care se folosesc pentru a monitoriza un eventual vot multiplu, vor putea fi folosite la alegerile europarlamentare? Pentru că știam că erau sigilate de comisia... Eu sunt sigur că acele tablete vor fi disponibile. În acest moment nu este nevoie de ele. Lucrăm încă la această procedură. În momentul în care vom da hotărârea autorității electorale permanente și va fi publicată în Monitor Oficial, atunci va trebui să constatăm dacă tabletele sunt disponibile, adică cel mai târziu săptămâna viitoare, luni sau marți, va trebui să constatăm acest lucru. Dacă nu, în condițiile legale, va trebui să solicităm comisiei să ne pună la dispoziție aceste tablete, astfel încât să putem demara procedura de instalare, pregătire și a procesului electoral din această toamnă. Știm că ați făcut niște calcule. Cât ne costă un vot prin corespondență și cât ne costă unul la urnă? La momentul în care noi am făcut calculele pentru a pregăti aceste alegeri, era vorba de 25 de euro pentru un vot prin corespondență, 50 de euro pentru un vot la secție, dar pe calculul pe care l-am făcut la acea dată, la acest moment, când vorbim doar, noi am făcut pentru votul prin corespondență calcul pentru 150.000 de posibile plicuri. La acest moment, costurile, bineînțeles, că se vor ridica, deoarece s-au înscris doar 41.000 de cetățeni. Automat, orice chestie, când împarți la 150.000, e un cost, împarți la 41.000. Dar democrația este scumpă, dar sigură, și atunci când vorbim de drepturi și libertăți cetățenești, nu contează doar prețul, contează și garantarea celor drepturi ale cetățeanului și în condițiile date la secția de votare, repet, trebuie să se organizeze atât de bine încât să ne asigurăm că nu vor fi cetățeni care nu-și vor exercita dreptul de vot pe 10 sau pe 24 noiembrie.